Tragedia s-a petrecut în această dimineață pe un câmp de la marginea comunei Brâncoveni. Bărbatul venise să împrăștie îngrășăminte pe o cultură de grâu. Nu-i atenție, s-a dus în spatele tractorului, tractorul în funcțiune și l-a pus. Din primele cercetări s-a stabilit că bărbatul în vârstă de 61 de ani din comuna Brâncoveni, în timp ce încerca să decupleze utilajul de la tractor, axul rotitor i-a prins hainele, accidentându-l mortal. La fața locului au ajuns o ambulanță și un echipaj smurd. Tot ce au mai putut face medicii a fost să constate decesul. Un pacient decedat prin accident cu atelaj agricol. Decesul a survenit instantaneu. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cine se face vinovat de moartea bărbatului.